rog frumos, a fost o greșeală. Nu vă pot retroceda toată unitatea. E bază NATO, înțelegeți? Auzi, ai semnat? Atunci ce vrei acum? Și ei, Macarulanu, că-l calci în picioare, ce vrea asta așa? Bă, e nu proprietar al unității, e proprietarul terenului, mă! Repede, hai ca să la ovulație! Da, da, da! Hai, hai! Hai că de când te aștept, aproape că am adormit. Ce faci, nu vă salam? Da, scuzați, șeful, cred că am încurcat dormitoarele. Urdărați! Te omor, mă! Iubițel! Vandame! Ce cauți, mă, aici? Ce cauți, mă, banda în cofime? Mama! Te omor, mă, te omor! Te omor, mă! Te omor, mă! Unității. Stai, Iodita, mai comandantul de plutori să aștept un burlan de colonel. Acolo găsește dracii cu tocul pipările lui și cu nevasa mătuită pe mine ăsta pe curte. Îți dau dracu, bă, de colonel și cu masa, cu tot și cu... Ce era cu masa? Mă, salut, scufița roșie, o trimisese într-o zi în pădure la bunicuța să se ducă la acasă. S-a întâlnit cu lupul și aia-s lupul. Bau! Și asta spune, repetam șeful, ce voi uitați, poveste de Crăciun cu scufița roșie, ca să-i spun lui moșul când o veniți de aducă cadouri, să-mi pățesc anul trecut, că n-aș tu poezia și mai am nimic. Sergent, suntem în luna februarie, până la Crăciun mai este. Păi, poate vine și el mai încet cu personalul, mă rog, știu eu. Îl tot repet să știu temeinic șeful la când va veni moșul. Mă că e cadou. Repetă, că uite, mie mi-a adus cadou NATO o mașină, care merge peste tot. Uaa, ce tare! A, șeful, dar ce credeți, n-ar putea să-mi dea și mie una? Bă, da, mă! Ce dai, șeful? Ce dai? Luna de asta vroiam. Vroiam și eu una de-aia. Păi, măi, sergent, dacă nu-ți bei solda pe următorii 3 ani, poți să-ți iei și tu una, mă. Serios? Mhm. Ce mișto! Atunci să bem, șeful! Lăsați, șeful, că bem în solda dumneavoastră, că nu sunt eu prost. Hai, hai, gata, lasă. Du-te și caut-o pe nevastă mea, că eu am un pic de treabă. Șefa! Vă caută șeful, dar a zis că are un pic de treabă. Măi, idiotule, mă! Cum ți-ai permis, mă, să-mi necinstești fata, mă?
te omor, mă! Mă, tocmai pe jinuța mea, mă, care iubesc ca pe ochii din camă! Că te omor și eu, mă! Dar tu cum ți-ai permis, mă, să abuzezi de nevastă mea? Șeful, știți, eu, de fapt, eu nici nu mi-a făcut plăcere, să știți! Ce, mă? Adică ce? Nevastă mea este frigidă sau ce? Te omor, mă! Vă omor pe amândoi, mă! Și pe ce vă omor, vă trimit în... în... curtea marțială! Trăiți, șeful! Permiteți să raportez, doamna, azi că vă așteaptă sus. Dar azi că dacă aveți treabă, poate să vă mai aștepte, că mă uit eu să-i țin de urât. Idiotule! Ce da, șeful? Ce las, că n-a fost un apropo? Am vrut să vă spun că dacă mă duc eu să... Nici să nu pronunț, mă! Mă duc să rog să vă mai aștepte până vă calmă. Nici să nu te gândești! Nu mai mă gândesc. Numai din cauza astora doi. Bă, am ajuns de râsul României. Așa e, șef. De râsul planetei, mă! Dar ce zic eu de râsul planetei? De râsul universului! De râsul universului! O să ajung și la Gârgotaș! La Gârgotaș, așa e! Omor, mă! Omor, e! Iată-o! Aici, face nimic! Păi și cu astea ce face șeful? Cu rămâne, le-a prin lumânare sau chem un popa? Lasă-l, dragă, jos! Nu putem face asta! Nu putem să-i împușcăm, că înfundăm pușcăria! Nu așa se rezolvă problemele! Lasă că mă ocup eu, le fac viața un iad, de o să-și pună singur lațul de gât! George, nu e pentru ei! Sunt însărcinată! Ești însărcinată? Ce bine pare, o să mai am un copil! O să mai am un copil, ce bine pare! George, nu! Pupăză o să mai aibă un copil! Cu el sunt însărcinată! Tu... Opa! Scoală naibii, că n-avem timp de leșin! Sunt nenorocită, George! Bă, ăsta-i sitcom sau telenovelă? M-am dus să le zic și la astea. Eu nu cred, bă, că poți să te îmbogățești dintr-un serial de ăsta comic. Nu cred. Domn caporal, de ce vorbiți așa? N-ați auzit că se poate câștiga și 1 milion de coco pe episod? Cineva! Poate blocul sau irezistibili, că aia sunt și buni. Aoleu, iepuraș, mai uită-te la televizor, fată. Eu vorbeam de Seinfeld. N-ați auzit, ăla câștigă 1 milion de coco pe episod și a făcut vreo 200 și ceva. Un milion de coco pe episod? Nu trebuie gura, vă dați seama cât câștigă aia care fac telenovele? Oh. Că aia nu fac 200, fac câte 2-3 mii de episoade. Aoleu! Auzi, mă, dar ce mare scofală e până la urmă să scriu un serial de-asta, de comedie de-asta? E ca în viață. Te doare burta, scrii că te doare burta și în episod apare că te doare burta. Te duci la toaletă în viața civilă, scrii în scenariu acolo, în episod apare iar că te duci la toaletă. Nu e mare scofală. Singura diferență este că acolo tot timpul râd unii de tine. Nu, domn caporal, eu nu cred că e așa ușor să faci un serial de-asta de comedie. Asta, telenovela e mai ușoară. E, acolo m-aș băga și eu, că sunt expertă. Oh. Da, da, și eu. E o idee excelentă. Dar de unde luăm ideea? Bă! Dacă vă zic ultima bombă, paralizați! A murit comandantul! Ha? N-am eu norocul ăsta. Nevastă sa! E sărcinată, mă! Wow! Mare scofară! Bine că mai poate moșul! E bine că mai poate moșul! Hai că nu-i cu moșul! Dar cu cine? Cu cine? Cu cine? Nici nu vă trece pe cap cu cine? Dar cu cine? Cu cine? Cu cine? Cu cine? V-am zis eu că-i ca o telenovelă! Ia uite ce repede v-am zis! Cu cine? Cu cine? Cu cine? Cu cine? Haide! Haide! Spune-ți-ne! Iubi, ce s-a întâmplat? E, ce? Sunt însărcinată. Mersi, Doamne. Nu, că nu cu tine. Cu Van Damme.
m-am nenorocit. Mi ajungea un copil din flori. Acum am și un nepot din flori. Și e vina... E numai vina lui ăsta. Îl omor. Îl omor, mă! Îl omor, mă! Crește că e nebunit! E tatălui fratii meu sau alu' sor mea! Aoleo, în ce rușine am intrat! Și nici măcar nu e vina lui, da? Numai uite, uite, idiotul ăsta a încurcat toate borcanele, că-mi vine să... Gina, ai nebunit? Și... E tata alu' nepoată mea sau alu' nepoată mea? Doamne, ce dita mai telenovela! Mamă, sunt un pachet de nervi. Da, eu. Îmi vine să iau pe cineva la palme. Mie îmi spui? Și ăsta nu se mai trezește odată. Fie arleșinul al dracului să-i fie. Trezește-te, George, trezește-te! Da, acum ai venit, acum ai venit să leșine când noi avem atâtea probleme de rezolvat. Scoală, tată! Hai, trezește-te! Trezește-te! Trezește-te, mă, trezește-te! Bravo. Tocmai veneam să-i trezesc, dar dacă ați început dumneavoastră cu resuscitarea, e bine. Dați-i înainte. Trezește-te, George, odată! Trezește-te, mă! Acum vin de la infirmerie și am auzit cu urechile mele! Epa, dracu, cu vandame, mă! Șeful, stați puțin că eu nu înțeleg nimica. Cine e copilul, nu cine? Trașcă, tu după față nu înțelegi nici de ce sparge barza, nuci, mă. Eu zic să te duci pe la ea să o întreb, că ea sigur te laburește. Care-i treaba cu șeful? Băi, de necreză, mă. Vandame, al dracu, mă. Eu îl credeam tântălău. Îl credeai tântălău ca să nu mai fii tu singur din unitate. Sergent, dar comandantul ce zice la chestia asta, că eu tot n-am înțeles. Nu știu, dar dacă vrei sunam la reanimare și întrebăm, că nu e nicio problemă. A făcut infarct? Nu, dar nici pe departe n-a fost. Bă, băiatule, jur că asta e telenovela. Da, telenovela. Este, v-am zis eu. Telenovela? Mam, șeful, nu putem să punem în aplicare ideea care am vorbit-o mai devreme? Chestia aia cu Seinfeld, cu milioanele? Bă, și tu nu ești prost degeaba, bă, băiatule. Domn sergent, noi avem o idee genială de business. Vă băgați? I-am trezit, dar vă rog să nu-i obosiți prea mult, că văd că sunt încă sub stare de șoc. George, potolește-te! Upăză! Dar potolește-te, dragă! Că n-avem timp de linșaj! Avem o problemă! Știu! Hai, pupăză, zic cum rezolvăm problema, că tu ai lăsat-o gravidă. Da, Vandam a lăsat-o. Cum Vandam? Păi n-ai zis că ești gravidă cu pupăză? Ba da, eu sunt însărcinată cu pupăză, dar... Cu mine? Dar lasă-mă pe mine acum, hai să rezolvăm cu fata. Dar ce are? Păi e însărcinată. Cu cine? Cu Vandam. Iar, mă! Fătălăiește aia o leșină ca să scape de responsabilitate. Da. Nu las că le arăt eu lor. Dă-mi alea de acolo. Da. Bă, care te joci la lumină că te crăp? Vezi, fai fata să scrii? Văd, da. Mai explicați-mi și mie odată. Deci, pupăză e tatălui copilului comandant, care e bunicul copilului Vandam? Cam așa ceva, da. Mă rog, da, gradele de rudenie eu nu le scriu că nu prea le-am înțeles. Lasă-le, dragă, că să prind de aia, că de-aia-s director de televiziune. Nu? Ești gata? Imediat! Mai am să scriu autorii și gata. Deci, pupăză... Păi stai, fată, ce scrie, ce autorul scenariului e pupăză? Păi, nu sunt el și cu Van Damme? Ei e actorii, toanto. Scenariștii suntem noi, mă. Recte ăștia care scriem, adică eu. Că voi sunteți doar tehnoredactor, voi tehnoredactați, nu? Gogoașa, ai terminat? Mai am puțin, șeful, trebuie să iau numai adresa de la Prima TV și gata. Domn sergent, dar dacă ne cumpără toate televiziunile, ha? Ne-am scos, fraiere, ne-am scos. Păi tu dai seama dacă un episod e un milion de coco și îl cumpără 17 televiziuni, păi înseamnă că avem 17 milioane de coco.
Suntem mai tari ca Seinfeld! Gata, șef, uitați! Asta este lista. Vă dau și un plic și gata. Așa, ia fă-i aceea adresele, plicul și scrie adresele pe el ca să nu se rătăcească. Să ajungă la toate televiziunile. Domnul Sărgen, mă scuzați, dar nu trebuie câte un plic pentru fiecare televiziune? Adică să fim siguri că ajunge scenariul la toți. Corect, că dacă se rătăcește ăsta, mai dă gogoase niște plicuri. Unu, două, câteva. Dă-le toate cu acel mai mă. Ia fă-i fată și scrie adrese. Hai, ce m-am îngrășat. Cred că revenul ăsta. Scrie adresele acolo ca să trimite o dată, să nu se pierdă. Șeful, da scenarii pentru ele de unde? Lasă scenariul, că scenariul trimite pe ăla, sigur. Că... Și-l dau ei de mână mână, că știe ei ce trebuie să facă, că de-aia-s director de televiziune. Tot, sergent, da. Micu Goaș aici mi-a scris adresele de la Din Dragoste, iartă-mă, Monica și altele. Astea nu sunt adrese de televiziuni. Și ce are voi, fată? Ce nu sunt toate emisiuni făcute în televiziuni? Trimite-l așa cum e la primul director și ăla o să-l dea la toți directorii, că de-aia sunt directori. Știu ei ce trebuie să facă, nu? Nu, șefu? Fetelor, dar nu vă mai jucați atâta la aparatură că mi-ați întrerupt curentul la calculator. Și eram la un pas de record la solitaire. Mai lasă calculatorul, n-ai nici mai bine, hai și dă-ne o mână de ajutor. Ha, nu, că mie mi-e frică de curent. Dar văd că vă descurcați. Continuați, continuați. Da, scoală-te, George, odată, că mă enervezi și pierzi sarcina. Se poate? Bă, unde dracu fi pus ăsta timbrele, mă, că nebunesc? A venit, comandante? Iar ai venit, mă, Tortelin, să mă stresez. Mă, tu nu înțelegi că noi nu ne mutăm de aceea? Ai grijă cum vorbești. Acum, unitatea asta e a mea. Te dau afară când vreau. Tu pe mine, mă, când vrei? Băi, bă, mă dai tu pe mine afară când... Ne lua cai de la bicicletă, mă! Ha, ce glumea, mă, mine! Băi, am citit și eu termenul de retrocedare. Nu ne dai afară până nu ne oferi ceva similar să stăm cu manșezul și acelea, mă. Crezi că ești de capăt tău? Hai zic tine că ești mult o stresantă. Dacă află comandante, o să... ce? O să mă omoare, Joseph? Exact, ai grijă! Eronat, ai grijă tu? Că era pe listă înaintea mea. Pupăză, era vandame, așa că până ajunge la mine mai va. Și una peste alta, acum nu poate că e leșinat. Bine, bine, o să vedeți voi. O să vedeți voi. Hai, tai-o până nu-și bag un șpiță în dosă. Hai, acolo, macaronare, va fa-n culo. Macaronar broscare și broscare. Uac, uac, diri-diri-dac, uac, 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 diri-diri-dac. Ce glumea, mă! 6. Băi, am zis doar familie, ești afară! Păi și noi! Afară! Măi, nu concep! Trebuie să faceți avort imediat! George, ai nebunit de tot? Nu-ți permit să vorbești așa în fața fetiței, n-ai înțeles? Că ce? Te pomenești că te enervezi și pierzi copilul lui Pupăză, a? Avort, 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 avort! Oh. Hei, vezi că n-ai murit? Stai, mamă, liniștită, că știu ce e aia. Am văzut și eu la televizor. Ah, bine că venit, domnul comandant. Domnul Calțone, avem o problemă de familie, vă rugăm. Eu am înțeles, dar am fost jignit dintr-o... Domnul Calțone, se poate mai târziu, vă rog frumos. Eu sunt Calțone și nu permit... Calțone, nu înțelegi că avem probleme? Ieși afară! A, sunteți toți înțeleși. Vă arată eu cine e Calțone. Unde rămăsesem? La avort. E ok. Gina, să nu te prind că pronunți că... Nu mai pronunț nimic, gata. Zic, tata, faci tu programarea să scăpăm și gata. Mă, voi ați nebunit de tot? Eu n-am făcut niciun avort până acum și nici nu fac. Dar stai, mamă, liniștită, că nu simți nimic.
știu tot de la televizor. Am... Dragă, dacă vreți, eu sunt la spitalul militar. Da. Nu sunt nicăieri. Nu fac nicio întrerupere de sarcină. Că e păcat. Hai, mamă, ce naiba? Vrei să creștem copiii altora? Vrei să ajungem ca aia de la Iartă-mă? Îmi ce rușine m-ați băgat. Uite, te mai lăsăm câteva zile ca să te obișnuiești cu ideea. Dar până atunci să fiți mormânt. Că și așa am ajuns de râsul lumii. Și soldații? De soldați mă ocup eu. Nu o să sufle unul un cuvânt. Băi, de mult trebuia să fac eu chestia asta, mă. Păi, când m-am gândit mai de mult că ușuram procesul decizional. Băi, apropo, mai vreți solde mărite? N-aud. Dacă nu răspundeți, înseamnă că nu. Băi, care știți ce vrea patronul la italianul? Că zilele astea nu prea am avut timp să mă ocup de el. Ce, mă? Ce, mă? Ce vrea să bage în dormitor? Băi, ia fugiți, mă, imediat și închideți-l cu cheia, să nu ne facă vreo surpriză, broscarul. Ia, hai, fugă, marș! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Noul vostru dormitor. Vă ajut că nu pot să vă dau afară. Vă restring. Acum nu mai rideți. Vă arat eu cine e Fulvio Calzone. Omule, e nebunit. Ce-i asta? O garsonieră. Pentru ce? Pentru închiriere. Cui? Ele. Uite, sunt noile vostre colegi de cameră. Poftiți, fete. Hai, dragă, trezește-te odată, că mai nou nu m-a leșinat, îmi stai. Sper că ai rezolvat cu soldații, da? Să nu cumva să răsufle ceva din unitate despre noi, că... Sunt mulți, dragă. Ia tăceți, mă! Ce-i asta? În ediția următoare vom urmări un subiect dintr-o unitate NATO. Și culmea, povestea ne-a fost scrisă chiar din unitatea în cauză, UME02005. Noi sperăm să-i avem mâine invitații aici în studio, deoarece povestea este într-adevăr senzațională. Pare chiar un scenariu de telenovelă. Gândiți-vă, soția comandantului este însărcinată cu iubitul fetei ei, iar fata cu un coleg de unitate de al acestuia. Și comandantul nu vrea copii. Incredibil! Alo? E de la Monica! Acum vin de la infirmerie și am auzit cu urechile mele! Hai, lasă-mă! E cu... Bandane, bandane! Nu-i venea cu... Uite, dacă ne mai încurci o dată, dacă nu-ți fac fălcinele... Schimbă sensul! Ok, schimbă sensul!